Morning! Ce facem astăzi? Ce lucrăm astăzi? Unboxing! Asta îmi place mie cel mai mult, să descoper parfumuri noi. Cui nu-i place? Hai să fim serioși, cui nu-i place ritualul de unboxing? Ritualul de a renunța la box, adică unboxing, adică înțelegeți voi ideea. Facem astăzi un unboxing, un mic unboxing cu niște parfumuri de la Afnan, respectiv sub brandul Afnan numit Zimaya, parfumuri venite de la parfumas.ro, un site absolut excelent și pe partea de design, pe partea de servicii, rapiditate, diversitatea produselor sau așa mai departe, și a brandurilor Afnan, Zimaya, Al Haramain, Orientica și Nabil, mai găsiți pe acolo și orice alte branduri, vedeți voi ce există. Ahmed al Maghribi, bineînțeles, să nu uităm. Sunt doar niște branduri pe care le găsești la parfumas.ro, un magazin de încredere, unul dintre preferatele mele de altfel. Și ca să nu mai lungim povestea, hai să trecem la, propriu zis, la despachetarea acestor parfumuri. Primul parfum se numește Oud Rising și așa arată cutia. Cred că este sub formă de casetă, da, după cum arată. Și să prindem sfântul cuțit de cangiar și să dezvirginăm această cutie, care se pare a fi minunată. N-am avut de a face în viața mea cu parfumurile astea, sunt noi lansări, deci n-am avut cum să apug la ele, dar o vom face acum împreună, pentru că vreau să vă împărtășesc ceea ce simt, ca întotdeauna, dacă îmi plac sau dacă nu îmi plac. Există și posibilitatea de a nu-mi plăcea anumite parfumuri încă din prima clipă, pentru că așa este nasul. Și da, parfumurile de la Afnan, așa ca și idee, vin cu o țiplă extrem, dar extrem de rezistentă. N-am mai întâlnit nicăieri așa ceva. Abia o tai cu cuțitul. Asta este, cu sfântul cuțit. Nu vreau nici să intru ca prin brânză, pentru că nu vreau să rup cutia, nu vreau să trec prin ea, nu vreau să, da, vreau să fiu un delicat. Aie. Facem și un pic de ASMR. De cutia originală de transport am scăpat ca să nu mai pierdem vremea și cu aia. Bun, cutia, care este foarte faină, tradiționalist, așa, cu o biserică, cu o curte, cu așa. Bă, ce întreb, rămână, cred că am emoții. Da, așa sunt de fiecare dată când testez parfumuri noi și nu numai. Ok, Eau de Parfum, așa arată caseta, foarte elegantă, îmi place foarte mult. Trebuie să recunosc acest lucru. Bun. Aici este parfumul, este nou lansat, Oud Rising, din gama din care mai face parte și Tobacco Rush, Patchouli on Fire. Alea două au fost lansate anul trecut, dacă bine mi-aduc aminte, prin ianuarie-februarie. Așa arată sticla, oarecum seamănă cu cele de la Cadlaj, din gama Shiaca, mi-aduce aminte și de stilul acela, dar și de Arabian Oud Amiri, chiar seamănă, este genul acela de interpretare de sticlă, de 80 de mililitri, apropo. Bun. Magnetic, îmi place. Și așa nu merge, așa îl respinge, deci numai invers. Atât, superb, absolut superb. Aici, de jur împrejur, ceva Alcantara, ca la mașini, știți, ca și scaunele de la mașină. Aici, tot așa, o plachetă, dar plastic. Nu mă deranjează, nu m-ar fi deranjat nici dacă era de metal, dar na, în fine, astea sunt problemele mele. Bun, o sticlă absolut faină și propriu zis, hai să trecem la miros, pentru că aia ne interesează cel mai mult, nu? Mirosul acestui parfum și nu numai. Bun, și oricum, să se evapore puțin alcoolul. Băi, deci ador magnetul ăsta, un magnet foarte puternic. Da, superb, absolut superb, îmi place. E elegantă, ce să mai. Logo-ul foarte fain imprimat. Și sunt curios cu ce este făcut parfumul ăsta, ce note, ce... Nu știu, n-am citit notele, n-am... Dar probabil odată le-am citit zilele trecute, așa, să știu exact despre ce este vorba în propoziție. Nu mi-aduc aminte. O să văd ce o să simt.
Un parfum care începe sărat. Niște note ca de sare. Sare marină, ceva. Apă sărată. Dar nu merge în direcția mega mare, deci nu are nici cea mică treabă cu deocamdată. Se sărează tot mai tare, dar îmi place că e un sărat care cumva se combină cu un caramel sărat. Fain. Superb. Chiparos. Se simte foarte clar un chiparos acolo care vine cumva din spate și care se combină cu sarea aia. Posibil cedru. Asta nu, sigur, dar chiparosul l-am simțit. Acel iz coniferic de păduri care ard, păduri coniferice care ard. Eu așa imaginez parfumurile astea coniferice. Pentru că da, are și acel iz de ceva fum. Superb. Absolut superb. Îmi place. Îmi place ceea ce simt și nu este genul de parfum pe o combo clasic, ud, trandafir, șofran sau ud, trandafir, caramel. Nu, n-are nicio treabă. Chiar dacă este un, până la urmă, un acord care m-ar putea duce cu gândul la caramelul sărat, dar nu este pe acel combo clasic. Este altceva, este ceva nou pentru mine ca și miros. Vetiver. Vorbim aici de... Este acel vetiver luminos. Acel vetiver luminos care se combină foarte bine cu chiparosul. Îmi place. Ambră. Devine din ce în ce mai fain. Devine din ce în ce mai carnal. Are o coloană vertebrală. O coloană vertebrală care pur și simplu te face să... Te face să-ți imaginezi că parfumul ăsta are o forță incredibilă. Și are. Până acum, cel puțin, chiar are. Deloc gurman, deloc în zona lifestyle obișnuit sau ceva. Acum am auzit și am văzut și am observat că sunt la mare căutare parfumurile gurmande, parfumurile care numai gurmande sunt, care au aspect de aromă alimentară, care sunt yummy. Da, sunt faine până la un punct, dar ăsta n-are nicio treabă cu... Chiar dacă e caramelul acolo. Încă nu simt ud, dar simt ceva note afumate, vetiverul vine tot mai tare din spate, se combină foarte fain cu chiparosul ăla. Băi, e senzațional, sincer, e fain, e senzațional, nu e parfumul meu preferat până acum, deși e ceva nou pentru mine ca și miros, oricum o să-l mai testez și voi veni cu o recenzie și îl mai... pun într-un top, într-un clip cu recomandări, cu nu știu ce. Dar până acum chiar îmi place. Este fain, este foarte plăcut, nu este animalic, nu este pungent, nu este genul de parfum care are în față un warning sau care are, nu știu, 100 de semne de exclamare. De genul trebuie să ai experiență 100 de ani cu parfumerie arăbească, aia true, aia adevărat, aia nu știu ce ca să... Nu. Este un parfum care începe ușor, sărat, puțin caramelizat, are și o tentă fresh, dar în același timp are și o tentă balsamică, grea, rășinoasă și care are, conferă acestui parfum o coloană vertebrală. Îmi place, sincer, e foarte plăcut și așezat, deci nu este genul de parfum care efectiv se dea pe spate. La modul de, la propriu, să te dea pe spate, să nu mai pot, nu mai rezist, terminați, nu mai vreau să mai miros, iar bez pur sânge, pur sânge arab, nu mai vreau să mai avea face, nu, e genul de parfum pe care îl va plăcea multă lume, nu toată lumea, multă lume. Mai simt o salvie acolo, care... cumva ascute parfumul, îi dă așa un iz ceva mai ascuțit, ceva mai, hai să spun, ceva mai
din trecut. Nu aș îndrăzni să mă duc până acolo să spun că da, gata, vintage, gata, barbershop, gata, sau fujer, sau nu știu ce, ci un parfum 90-ist. Deci nu din 70, 60, 80 așa mai departe. E un parfum 90-ist. Îmi place că e elegant, e rotunjit, e elegant, are mici, mici, mici striații, după cum îl simt eu. Dar striațiile alea probabil vin de la acel acord sărat, pe care nu îl detectez 100%, dar s-ar putea să se fi folosit niște note de apă sărată. Apă marină, apă oceanică, apă nu știu de care. Bă, e fain. Și ca și prime impresii, v-am zis și vă repet, nu a intrat în, hai să spun, top 3 parfumuri preferate all time, dar îmi place foarte mult și o să-l port, clar, o să-l testez. Magnetul ăsta mă dă pe spate, deci așa magnet puternic încă n-am mai prins. Da, mă rog, o să mă joc cu el mai mult, dar într-un episod separat de ASMR în care o să vă fac numai așa. Ca și într-un ASMR, ăsta îl punem deoparte, foarte fain, ca și prime impresii, îmi place. Bun, trecem la următorul. Următorul care are o hologramă, nu știu ce se vede pe cameră sau așa, dar este un cal care se tot plimbă așa în funcție de cum schimbi, cum poziționezi această cutie. Îmi place. Rare ori mi-e dat să văd așa ceva pe cutii de parfumuri, deși trebuie să recunosc că mă surprinde din ce în ce mai mult această casă numită Zimaia, pentru că vorbim de Zimaia, care este subsidiară Afnan, deci tot de Afnan vorbim și avansează foarte mult această casă. Scot parfumuri dintre cele mai faine, alea pe care le-am testat, pe care le-am, pe care le-am purtat de atâtea ori, la care le-am făcut recenzii, sunt de-a dreptul superbe, nu m-au dezamăgit niciunul, nici pe partea de performanță, nici de miros, nici de ambalaj, packaging sau cum vreți voi să-i spuneți. Așa arată cutia principală, Zimaia deasupra, Zimaia aici, Gaiat, că așa se numește parfumul. Nu știu ce înseamnă exact, dar o să mă interesez. Nu știu limba arabă, vă dați seama. O să mă interesez și dacă aflu, o să vă spun și vouă, la un moment dat, când îi voi face recenzia. Dacă îți place calul Mahir, calul Bălan și calul... Care cal? Cum îi zice oare? Hai să mă gândesc. Calul de la Paris Corner, cum îi zice? Nu mai știu cum îi zice, jur. Iată că mai am un cal. Trebuie să ajung și eu la 6 cai cumva, nu? Cahila Lux, mă. Cahila Lux, ăla de la Paris Corner. Știți că v-am mai prezentat pe canal. E deosebit de grea sticla asta, calitativă, capacul a fi de metal, capul calului. Da, ce greu iasă. Asta nu e magnetic, no problem for me. Băi, deci ăștia chiar rup gura cu prezentările lor, vă jur. Foarte grea. E mult mai scundă ca și la Tafa Mahir, ca și Mahir Black Edition. Nome importa la caroseria Motore Tutti. Să vedem ce se află înăuntru. Că până la urmă despre asta este vorba. Degeaba e fain un ambalaj sau o sticlă, degeaba e arătoasă dacă conținutul nu e ce trebuie. Hai să vedem dacă este ce trebuie acest... Doamne, ce-mi place! Deci e absolut adorabil în sticla asta. Arată elegant, no? Ce să mai... A, da, și asta este de 100 ml, apropo, dacă Wood Rising era de 80, asta e de 100. O, de parfum, bineînțeles. Bun. Ai, ce fain e ăsta! Deci ăsta e mai pe gustul meu. Bă, știți de ce mi-amintește, mă? E o combinație aici dintre denim original, ăla puturosul pe care mulți nu-l suportau, ăla cu mult vetiver și violetă și tot ce vrei tu, și niște note de fum din ăla, fum negru, fum din ăla, ai ce cât e de fain. Ce asta mă dă pe spate, clar. Deci, la ăsta se simte un ud afumat. Afumat de o
piele, a fumat, animalică cumva. Da, ce fain poate să fie. Deci, extraordinar. Deci ăsta pe Siberia, pe Oymyakon, la minus 72 de grade merge fantastic, foarte afumat. Exclus vara, vă spun de pe acum că nu ghirui cu el vara. Hai cât e de fain. Și paciuli, dar e genul ăla de paciuli foarte tăios, non-ciocolatiu, paciuli din ăla tăios, rădăcinos, putrezit, de la pe care mulți nu-l suportă. Nu-i bai, mie-mi place. Și înțeleg de ce, pentru că paciuli e o notă grea până la urmă, adică hai să fim serioși, paciuli, piele, ud, alea, sunt niște note foarte, foarte grele. Hai Dumnezeule, cât îmi place parfumul ăsta. Deci, Ud Rising era cu minte, asta vreau să vă spun. Era un parfum așa, pedant, elegant, pentru un gentleman, pentru un domn stilat și pentru o doamnă stilată, dar ăsta este pentru un trogger din ăla care vrea efectiv să se dea cu parfum și să meargă în pădure să-și o dea cu mirosul lui. Hai cât e de fain! Bineînțeles, aici simt clar mirosul acela de gudron de mesteacăn. Efectiv e incredibil. Și cu pielea aia, nu știu, animalic, tăbăcită, neagră, afumată, cu mult, cu ud, cu... Deci ăsta e genul de parfum. Da, pentru cei care vă întrebați, e cam de... Nici nu cred că are rost să cuantific, că nu zic eu în măsură să cuantific sau să... Dar e cam de 5 ori mai dark și mai afumat decât Mahir Black Edition. Dar nu seamănă cu el, deci nu merge în aceeași direcție. Dar așa ca și idee, să vă faceți o idee, e cam de 5 ori mai afumat decât Mahir Black Edition. Și doamne, cât de fain e. Deci, ăsta mă termină, mă! Ăsta e demențial. E fenomenal. Deci dacă îți place fumul, dacă îți place focul, dacă îți place incendiu sau dacă îți plac efectele pirotehnice sau dacă vrei să vezi filme horror cu păduri arzând sau chestii horror, ritualuri sau așa mai departe, parfumul ăsta este exact ceea ce trebuie. Și da, ăsta are mari șanse să-mi devină parfum preferat. Vă spun sincer, pentru că n-ar rost să vă mint, că de ce să vă mint? Doar ceva dulceag, un iz dulceag, posibil o vanilie dark, o vanilie din aia foarte, foarte neagră, afumată și aia, fără a fi prăjituros, fără a fi girly, fără a fi în zona aceea de gourmand. Deci dacă vă place Orto Parisi, dacă vă place zona aceea sau zona Beaufort London, zona afumată a parfumurilor și dacă vă mai plac parfumuri precum Interlude de la Moaj, ăsta e mai ceva de atât. E mult mai afumat, mult mai carnal, mai voluptos, mai posibil la egalitate cu Beaufort London. Că na, am testat Viet Armis ăla și Terror in Magnificence și cam pe acolo. Cam așa de afumat este parfumul ăsta. Cam așa de dus cu capul ei. Senzațional. Fac review, asta este, nici n-ar rost să mai întind, că ăsta îmi place de mor. Deci ăsta e top of the top. Vă recomand să-l testați. Și nu să-l luați așa numai pe netestate, pentru că s-ar putea să vă creeze mari probleme. Dacă nu sunteți obișnuiți cu parfumeria orientală sau cu parfumeria grea sau cu parfumeria de tip smoky leather sau așa mai departe, chiar vă rog să-l testați în prima fază. Nu, să nu vă aruncați, că n-are rost să vă mincă, oh, ce parfum fresh, ce de vară, de sală. No, ăsta nu te iartă dacă nu ești obișnuit. Bun. Și desfacem următorul. Nu, că aș putea pe ăsta negru să-l miros până dimineață, să-l adulmec până dimineață și eventual să nechezez ca și calul, să fac i-a la un moment dat. Așa arată cutia, așa arăta, că l-am dat deja jos, că n-am mai avut răbdare. Așa arăta
folia deasupra sau cum să-i spună, partea deasupra cutiei, un fel de cartonaj, dar nu este așa tare. Bun, și asta este o sticlă care are în loc de cal, are un cap de vultur. Nu știu ce am scuturat sticla, dar mă rog. Obiceiuri proaste. Bun. Prezentarea este una cât se poate de faină și aici. Îmi place, sincer. Aici aveți și conținutul sucului, conținutul lichidului, ca să zic așa. Alcacer se numește, vine de la Zimaia. Parfum nou lansat și el. N-am mai văzut, de exemplu, azvară sau așa, nu l-am mai văzut. Posibil să fi lansat azvară și abia acum, în toamnă, să fie ajuns la Parfumas. I don't know. Bun, și acum să mirosim. Genial și ăsta. 1000 miere din belșug. O miere care cumva e înconjurată de ceva note urinos animalice. Foarte interesantă. Nu mai am genul ăsta de parfum prin colecție, nici genul de parfum cu calul negru. Cum se numește, mă? Gaiat, așa? Da, Gaiat. Ceva nou pentru mine, deci n-am dubluri sau așa, ceea ce mă bucur într-un fel. Da, deci aici vorbim de un iz urinos animalic care se combină foarte fain cu o miere și un acord din ăla care m-ar putea duce pe mine, cel puțin, cu gândul la frunzele uscate, toamna, căzute pe jos. Aici simt și ceva citric, posibil o bergamotă. Are și ceva care se aseamănă cu o vanilie, dar nu e nici foarte dark, nu e nici foarte light, nici prăjituroasă, nici din aia extrem de întunecată. E undeva echilibrat așa pe la mijloc. Ce fain e și ăsta. Și ceva flori. Zambilă sau ceva, nu știu. Încă nu-mi dau seama exact ce, dar are și un acord floral, fructat. Niște fructe uscate se simt acolo, ca niște stafide cumva, deci e izul acela de stafidă, care mie îmi place, apropo. Băi, e superb. Ăsta e mult mai ușor decât Gaiat, adică Alcacer este mult mai ușor decât Gaiat. Dar nici ăsta nu este genul de parfum fresh cu care să începi, cu care să-ți începi colecția sau cariera sau pasiunea sau cum vrei tu să-i spui. Da, poți să-ți începi dacă ești adeptul parfumurilor grele. Dar oricum, este echilibrat, este mai luminos decât Gaiat, dar mai întunecat decât Oud Rising. Asta pot să vă spun încă din prima clipă. Și nu sunt păreri definitive, sunt doar așa niște prime impresii, niște prime descoperiri, pentru că n-am cum, vă dați seama, să dau cu părerea definitivă despre ele, nu le cunosc. Da, foarte fain. Mai simt aici și o ciocolată neagră. Totuși complex, este o ciocolată neagră care se combină cu acele fructe, cu acele flori, dar și cu mierea aceea, animalic. Nici nu știu cum se spun, urinoasă sau ceva de genul ăsta. Foarte fain și ăsta. Foarte fain. Bun, deci astea trei parfumuri oricum o să le mai includ în topuri, clasamente, în recomandate și oricum o să le fac și recenzii pe larg, pentru că voi avea ce povesti la ele și dacă e așa să fac un mic clasament, un mic top între ele, în caz că v-ați întrebat, ăsta este pe primul loc. Vă jur că ăsta îmi place de mor. Al doilea ar fi, ca și blending, execuție, finețe și multe alte detalii din astea mai scorțoase, ar fi ăsta, Oud Rising-ul. Pentru că îmi place foarte mult. Iar al treilea ar fi Alcacer, care nu este un parfum absolut deloc rău. Este foarte fain.
până acum. Vorbim despre două parfumuri care vin la Decant. Decanturi oficiale de la Afnan, care face parte primul, Tobacco Rush, care face parte tot din gama asta cu Wood Rising, nu mai știu cum îi zice, dar mă rog. Și al doilea care vine din gama Rub Roca, tot de la Afnan. Afnan Theorem. Sau Theorem. Bun, începem cu Tobacco Rush, pentru că de asta chiar eram curios. Deci pentru fanii Hypnotic Wood, puneți mâna pe Tobacco Rush. Așa începe. Hypnotic Wood combinat cu Mancera Red Tobacco. Păi ce interesant. Îmi place. Senzațional, demențial, iluzia de motor, de industrie, de chestii, locomotive, steampunk. O frunză de aia de tutun, uscată, lăsată în chemniță, în pivniță, la uscat. Ca să-ți faci carpas fără. Mult tutun cu piele, cu ud, posibil și niște paciule aici. E demențial. Ce să mai... Demențial. Industrial. Și să vedem acum ultimul Theorem. Theorem. Să vedem că e un parfum blu, exact așa cam cum ar fi ambalajul. Și îl pulverizăm aici. Grapefruit! Ce de vară e ăsta, mă? E chiar fain. Grapefruit cu mentă. Fruity fresh cu orbit. Aia vine în cap acum. Fain. Foarte fain. Dar nu e genul meu de parfum, să știți. Deci nu e genul meu de... Astea blue de obicei rare ori mă cuceresc să zici că... Wow. Eu oricum vă recomand să le testați în prima fază. Eu zic că n-are rost să vă aruncați... Pentru că am zis eu că, wow, ce-mi plac de pic pe spate. Nu, în prima fază testați-le, că așa e mai sănătos pentru fiecare dintre voi. Aștept și părerile voastre în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți care vă plac, care vă încântă. Și noi ne auzim data viitoare, când vom vorbi despre alte parfumuri la fel de interesante. Până una alta, mersi că te-ai uitat și la acest unboxing și te-am salutat!